O altă lecție din tematica proroci și prorocii, un proroc al Vechiului Testament, Elisei. Acest proroc, Elisei, este urmașul lui Ilie, a fost o vreme slujitorul lui, a trăit în împărăția de nord, o perioadă mai lungă, în mod sigur peste 50 de ani, sub mai mulți împărați, parte din ei din dinastia lui Omri, fiul lui Ahab, și apoi Jehu și urmașii lui Ioahaz și Ioas. Acest proroc, despre care cele mai multe relatări le avem în a doua carte a împăraților, în primele capitole, iar chemarea în 1 împărați 19, a fost un proroc aparte în stilul său, le-am putea numi un proroc al minunilor particulare. În viața sa, în cât a lucrat în Israel, au putut să fie mai multe, dar sunt scrise în Biblie peste 10 minuni pe care Dumnezeu le-a făcut prin el. Însă, au fost minuni în mod particular, spre deosebire de Moise, care a făcut minuni în masă. Chiar Domnul Iisus surprinde acest adevăr și spune în Luca capitolul 4 că au fost mulți leproși în vremea lui Elisei, însă n-a fost tămăduit niciunul afară de Naaman sirian. Aceste două forme de manifestare a minunilor le întâlnim, să știți, și în Noul Testament. Au fost situații în timpul Domnului Iisus și prin apostolii Petru și Pavel, când aveau loc semne, minuni, vindecări în masă. Cum scrie în Evanghelie, toți câți se atingeau de el, erau vindecați. Sau cum a fost pe timpul lui Moise, care n-a avut egal în Vechiul Testament, și chiar putem citi aceasta în Deuteronom, capitolul 34, versetul 10, în Israel nu s-a mai ridicat proroc ca el, niciunul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care le-a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări. Moise a făcut minuni în toată țara. Sau în pustie, când a fost minuni, a fost minuni pentru o națiune întreagă. A adus Dumnezeu carne prin Moise când a fost ca și conducător pentru o țară întreagă. Ei, și prin Elisei s-au mulțit pâini, dar la o masă, odată. Deci au fost niște minuni luate în mod particular. Și spuneam că și în Noul Testament este așa, și chiar și acum este o perioadă asemănătoare cu a lui Elisei, când asistăm la minuni pe aici, pe acolo. Dar nu mai asistăm acum la nivel de minuni în masă, general, doar în mod particular. Vreau să ne uităm ca de fiecare dată la proroci, mai întâi la viața sa și apoi la activitate. Acest proroc a fost numit și scrie în mai multe versete omul lui Dumnezeu. Ce frumos să port acest nume, e omul lui Dumnezeu. Uitându-ne mai întâi la viața sa, vreau să vedem două aspecte. Deschideți mai întâi la 1 împărați 19. Elisei a fost un flotant. Nu ni se spune că a locuit într-un singur loc în țară. Ba dimpotrivă, măcar că era, spune 19:16, să uși pe Elisei fiul lui Șafat din Abel Mehola. El a fost original din această localitate și se pare că până la chemare, acolo a stat la casa părintească, alături de părinți, s-a ocupat de agricultură, dar după ce a fost chemat în lucrare, vreau să citim doar, deschideți acum la 2 împărați, începând cu capitolul 2, să vedeți în câte locuri s-a mutat Elisei, în câte locuri stătea, cât stătea, cât într-un loc. Asta nu ne spune Biblia. 2:23. De acolo, adică de la Iordan, s-a suit la Betel, 2:25. De acolo s-a dus la muntele Carmel, de unde s-a întors în Samaria. Apoi, întoarceți o foaie, 4:8. Într-o zi, Elisei trecea prin Sunem.
versetul 10, i-au făcut o odaie. Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus în odaia de sus și s-a culcat acolo. Și locuia aici când trecea pe acolo. Apoi, mai departe, citim în 6:13, încă o foaie, când l-au căutat sirienii și împăratul a zis, duceți-vă și vedeți unde este ca să trimiți să-l prindă. Au venit și au spus, iată că este la Dotan, altă localitate unde locuia pe moment. Întorcând încă o foaie, citim în 8:7, Elisei s-a întors la Damasc, pe semne mai stătuse o vreme și la Damasc. Cam așa s-a desfășurat viața lui Elisei. Stătea o bucată de vreme într-un loc, la Gilgal, la Iordan, la Dotan, la Damasc, și în interiorul Israelului și în afara graniților Israelului, cum este surprins aici, în capitala Siriei, în Damasc. Așa s-a desfășurat viața sa. Vreau să vedem acum trei aspecte ale vieții sale. Întorcându-ne din nou la 1 Împărați 19. Citim aici că atunci când a fost chemat, 19:19, l-a găsit arând înaintea lui 12 perechi de boi și le lea cu a 12-a. Când Ilie i-a spus să îl urmeze, el a spus, lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Putem înțelege de aici că a fost omul care a fost legat într-un fel de părinții săi, de familia sa și chiar de locurile sale și de activitatea sa. Nu ara de unul singur, ara cu ceilalți, nu știu exact cine a fi fost, slujitori. A avut o bună relație cu părinții, a ajuns deja mare, nu avea motiv să spună, m-a chemat Ilie și treaba lor de părinți, cum spuneau cei din timpul Domnului Iisus, corban, l-am închinat și am terminat cu ei. Nu ni se spune mai apoi în viață, după ce a plecat de aici din casa părintească, să fi fost căsătorit. Nimic despre acest aspect. Deci putem înțelege că nu a fost. Cât despre părtășia care a avut-o mai departe, peste tot îl întâlnim cu cât e un slujitor. Până la un moment dat este Gehazi, nu știu exact dacă și după lepră a mai rămas tot Gehazi sau a avut un alt slujitor. Uneori erau mai mulți slujitori. Vă reamintesc că din timpul lui Samuel era acea școală a prorocilor și Elisei era directorul școlii, am putea spune, și avea mai mulți ucenici în acea școală a prorocilor, îi întâlnim uneori. Iar îl mai întâlnim în capitolul 6, alături de bătrâni, 6:32. Deci așa și-a trăit viața sa printre oamenii aceștia. Putem să înțelegem din relatările de aici că a trăit o viață modestă. De exemplu, în capitolul 4, aici unde e vorba de la versetul 8 cu sunamita, ea a stăruit de el să primească să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Neavând casă, umblând dintr-o localitate într-alta, mânca dacă îi dădea cineva să mănânce. Și ce îi dădea să mănânce? Apoi, puțin mai departe, în capitolul 6, iată locul unde locuim noi, niște fii ai prorocilor, au spus, este prea strâmt, vino cu noi să ne mai extinde puțin. Și el s-a dus cu ei să mai taie niște lemne din pădure și să-și extindă locuința. Apoi, în 4:38 citim, Elisei se întorc la Gilgal și în țară bântea o foamete, pe când fiii prorocilor ședeau înaintea lui, deci acolo la școala aceea prorocilor, a zis slujitorului său, pune oala cea mare și fierbe o ciorbă pentru fiii prorocilor. Și a făcut o ciorbă de niște buruieni care erau necomestibile și el a rezolvat problema cu puțină făină. Deci, din nou, sau chiar din versetele care urmează, 42, a venit un om din Baal Salisha
și a adus pâine din cele din tiroade omului Dumnezeu, și anume 24 de pâini de ors și spice noi în sac. Și el a zis, dă-mi acestora să mănânce. Dacă ar fi fost să-și mănânce el la popotă și ăștia alții în sala de mese, rezolva pentru el. Dar și el mânca în sala de mese cu ceilalți fii ai prorocilor. Și a spus că n-ajunge și le-a binecuvântat în numele Domnului și așa se face că au ajuns. A trăit în niște condiții de rând. Și a avut ocazie uneori să se îmbogățească și n-a vrut. Știți, când a venit Naaman și i-a adus așa ca din partea unui ministru. Și spune lui Ghehazi în 26, capitolul 5, este oare acum vremea de luat argint, haine, măslin, vii, oi, boi, rob și roabe? Și Ghehazi a fost pedepsit pentru că a făcut așa ceva. Asta nu înseamnă că n-a primit uneori, v-am spus aici, a primit niște daruri, niște pâini. Deci a fost un om care a trăit în condiții de rând. Un alt aspect al vieții sale, a trăit în libertate, dar uneori, citim în 6:31, a avut momente în care a fost urmărit și era cât pe acii să fie ucis de acel împărat, 6:31. Să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă vă rămâne astăzi capul Elisei fiului Șapat pe trupul lui. A fost dat un mandat de arestare împotriva lui și fără să-l mai treacă la judecată au vrut să-l ucidă pe loc. Numai că Dumnezeu i-a descoperit și a urmat acea vestire a lui Elisei pentru Samaria și nu a putut să fie ucis. Acestea sunt câteva amănunte din viața acestui om al lui Dumnezeu, așa cum este numit el în Biblie. Hai să privim acum la lucrarea sa, pentru că este vastă. Și-am împărțit aceasta în trei, chemarea în slujbă, ucenicia și lucrarea propriu-zisă. Să ne uităm mai întâi la chemarea în slujbă. Deschideți iarăși la 1 Împărați 19. În 19:16 îi spune Dumnezeu lui Ilie să ungi pe Elisei fiul lui Șafat din Abel Mehola ca proroc în locul tău. Și apoi spune în versetul 17 de ce? Că se va întâmpla că cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va ucide Jehu, iar cel ce va scăpa și de Jehu îl va ucide Elisei. A avut loc descoperirea chemării lui, dată de Domnul lui Ilie. Și de asemenea a fost precizat scopul pentru care a fost chemat. Dumnezeu n-a spus lui Ilie, auzi, mai angajăm și pe Elisei ca proroc, dar ce are de făcut? Uite, îl angajăm ca proroc pe postul cu tare și are de făcut lucrarea cu tare. Un al doilea aspect al chemării, și anume chemarea propriu-zisă. A venit Ilie și a aruncat, spune Biblia aici, 19, partea finală, mantaua peste el. Știți că mai târziu el a cerut mantaua. Eu cred că în acel moment este ca și cum și-ar fi pus mâinile. Când și-a aruncat Ilie mantaua peste el, l-a simțit cercetarea lui Dumnezeu. Apoi a spus Ilie așa, du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. Când te cheamă Dumnezeu, acel moment al chemării în slujbă, trebuie să comporte aceste două aspecte. Unu, să simți că Dumnezeu te-a străpuns și că un anumit element supranatural și divin a pătruns în tine, ce s-a întâmplat când a pus mantaua peste el, și al doilea a spus, gândește-te la asta, avem și minte. Gândește-te la ce te-a chemat Dumnezeu, realizează asta. Nu fi naiv când intri într-o lucrare, și gândește-te la ce ai simțit, la ce te cheamă Dumnezeu, la ce trebuie să faci de acum încolo. Să împletești cele două elemente în momentul chemării. Elementul rațional al minții, dar acesta să vină pe fondul a ceea ce prin Duhul ai simțit din partea lui Dumnezeu că El a pus în tine. Și un alt aspect frumos de la chemarea lui Elisei, după ce s-a gândit, după ce a realizat, după ce a trăit acel moment al mantalei puse pe umerii săi, știți ce a făcut? A luat boi, lemnele, le-a ars, boi ca jerfă și n-a mai privit înapoi. A fost totalmente hotărât să meargă înainte. Dacă te-a chemat Dumnezeu și te mai uiți înapoi, nu ești vrednic de lucrare, spune Biblia. Din momentul în care ai realizat și ești convins că acesta e drumul tău, am ascultat recent o casetă
despre fratele Errol Stegen din Africa de Sud. El a dus undeva la o conferință de mai multe zile, s-a retras undeva să gândească singur. Simțea că Dumnezeu îl cheamă în lucrare, dar el avea alte inclinații, vrea să adune bani și să folosească banii aceștia în lucrare. Nu vrea el să accepte că trebuie să fie chemat. Și în final Dumnezeu l-a adus în momentul în care el în ultima instanță a deschis Biblia și s-a deschis la Matei capitolul 4, veniți după mine și voi face pescar de oameni. Și spunea el că a avut o luptă foarte dură în sufletul său, dar în momentul în care a spus da lui Dumnezeu, zicea el, sunt de atunci câțiva zeci de ani, niciodată, zicea el, n-a mai privit înapoi. Poate sunt fierbinți acele momente când te decizi, accept această lucrare de la Domnul, sau în mod special cea de proroc, cum vorbim noi acum. Dar dacă ai acceptat-o și te-ai gândit la asta și ai simțit că vine de la Domnul, atunci nu te mai uita niciodată înapoi. Dumnezeu nu găsește plăcere în ceea ce dau înapoi, în ceea ce vor să-și dea, să-și pună demisia. Dumnezeu nu ne-a chemat la lucrare așa pentru o vreme. Dumnezeu ne-a chemat că de acolo încolo să mergem numai înainte. Vezi, găsim viața lui Elisei, momentele care le-a avut Ilie, n-a mai avut așa ceva. El a înțeles că înainte de a-l chema Dumnezeu pe el, Ilie a avut un moment de slăbiciune. S-a gândit profund la asta și a plecat numai și numai înainte, fără să mai privească în urmă. Să primim acum la ucenicie. Spune Biblia în 2 Împărați, capitolul 3, 11, că Elisei turna apă pe mâinile lui Ilie. A avut o perioadă de ucenicie până să ajungă el proroc în toată puterea cuvântului. Un proroc recunoscut în Israel. Și un aspect frumos în ucenicia sa a fost faptul că l-a urmat pe Ilie îndeaproape. Știți ce a spus Domnul despre ucenici pe care i-a ales printre altele? Ce condiții trebuiau să aibă? Să fie cu el tot timpul. Când au ales pe Matei, a spus, care a fost cu noi în toată vremea? Uitați-vă numai când, în capitolul 2, numai când a fost răpit Ilie. De la Gilgal la Betel, de la Betel la Iordan, de la Iordan dincolo, a spus, viu-i Domnul, că nu mă las de tine. Așa a făcut Elisei toată viața. Nu s-a lăsat de Ilie, a fost numai pe urmii lui, a fost ochi și urechi la învățătorul său. Numai așa a putut să ajungă un proroc în duhul și puterea lui Ilie. Urmându-l pe Ilie într-aproape, nu s-a lăsat de el. L-a urmărit într-totul, l-a ascultat într-totul. Și ultimul examen de a urma de aproape pe Ilie, știți care a fost? Îi spune Ilie în 2 cu 10, greu lucru cere. Dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dar dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Aici a culminat vegherea lui Elisei. Să fii cu ochii în patru după Ilie. Ce face Ilie? Cum mișcă Ilie? Când se înalță Ilie? Dacă îl scapi din ochi, ți-ai pierdut chemarea. Să te ții de aproape, să n-ai o oră lipsă. Ca să poți fi apoi un ucenic care poți să ajungi pe învățătorul său. Un alt aspect al uceniciei lui Elisei, citim în capitolul 2, versetul 3. Au venit fiii prorocilor și au spus, știi că Domnul răpește pe Ilie? Știu și eu, dar tăceți. Versetul 5, partea finală, el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Înainte de a putea să prorocești, trebuie să înveți să taci. Să știi un mesaj, dar să poți să taci, că n-a venit vremea să prorocești. Nu știu exact cine spunea în ce zonă, nu acesta este important, că un om care primea darul prorociei a ținut o lună sau o anumită perioadă de timp să nu prorocească nimic. Ăștia erau în școala prorocilor. Aveau și ei descoperirea urgent. Dar poți să taci pentru această perioadă de ucenicie și să vorbești numai când va trebui să vorbești? De aceea a ajuns Elisei mai sus ca ceilalți fii ai prorocilor. Că i-a spus, știm și noi, și a spus, și eu știu, dar eu știu și să tac. Și acum tăciți și voi, că e mai bine așa. Și un al treilea aspect al uceniciei, râfna sa deosebită. Știți ce spune el la Ilie? Ce dorești? Ce vrei să-ți fac? Te rog să vină peste mine, în 2 cu 9, o îndoită măsură din Duhul tău. Și spune versetul 15,
fiii proroșilor care erau în fața Ierihonului, când l-au văzut, au zis, Duhul lui Elie a venit peste Elisei. Au știut. Și ei au știut că răpește Domnul pe Elie, dar s-au dus după el ceilalți. Da, de unde? Au întrebat după aia, oare nu știi pe ce munte l-au aruncat? Așa erau ei, desigur, pe ce-o prorocit, pe ce știau, încât după aia ei s-au rânduit și au spus, da, să mergem să-l căutăm. Și s-au și dus. Bine era de proroceau că Domnul răpește pe Elie. Ei au avut descoperirea, dar nu erau clari, nu erau temeinici. Ei puteau proroci, dar nu au crezut ei ce proroceau ei. Ori prorocia se face în măsura credinței. Dar și-au dat seama apoi toți că Duhul lui Elie a venit peste Elisei pentru că a dorit neapărat să vină o îndoită putere, adică acea a două părți care primea acel întâi născut, care avea drepturi speciale. O râvnă deosebită l-a marcat pe Elisei toată viața. Știți că și când a fost bătrân pe moarte, bolnav, și a venit împăratul și a început să tragă săgeți, vom vedea aceasta la urmă, s-a supărat pe el. Astea sunt mâini de împărat? Parcă vrea să spune Elisei, de-aș mai trăi, te-aș da jos de pe tron. Dar așa trași numai cu arcul. A avut o râvnă deosebită. Domnul să ne umplă pe toți de râvnă. Amin. Ma cu înțelepciune. Cum a dat dovadă și Elisei, că știu și să tacă și să prorocească. Să primim acum la lucrarea propriu-zisă. Așa a ajuns Elisei un proroc în Israel, când spune în capitolul 5 cu 3, că o fetiță dusă roabă în altă țară, știți ce a zis? Dacă Domnul meu fi la prorocul acela din Samaria, prorocul ar tămădui de lepra lui, și copiii știau pe Elisei că e proroc. Copiii din țară, duși, deportați în altă țară, știau, în țară la noi este un proroc, ăla e omul lui Dumnezeu. Dar de-abia de acum a început lucrarea după ucenicie de genul acesta. Să privim acum la prorociile sale minuni. Prorocii minuni. În general, prorociile lui Elisei așa au fost. Chiar când s-a întors după ce a fost răpit Elie la cer în 2 cu 14, știți ce a făcut, nu? A luat mantaua lui Elie și s-au despicat apele Iordanului. Mai întâi a făcut o minune să fie el convins pe minunile lui. N-a făcut minuni pentru alții, mai întâi a făcut minuni pentru el. Mai întâi l-a pus el pe Dumnezeu la probă. Nu să pună pe alții, să pună ei pe Dumnezeu la probă. Mai întâi minunea s-a petrecut între el și Dumnezeu. Nimeni altul. El a verificat dacă Duhul lui Elie a venit peste el. Și știți ce a întrebat? Unde e acum Domnul Dumnezeu lui Elie? El s-a întrebat și s-a verificat pe sine și Dumnezeu a dat dovada că Duhul lui Elie e peste el. Ce a făcut când a mers încolo Elie, a făcut Elisei când a venit înapoi, ca o dovadă că ce a dus Elie dincolo de Iordan, spre răsărit, a întors Elisei înapoi în Țara Sfântă. Și acum încep minunile sale sub formă de prorocii. Mai întâi 2 cu 20. Aduceți-mi un blid nou și pune sare în el. Versul 21, căci așa vorbește Domnul. Vindec apele acestea, nu va mai fi în ele nici moarte, nici sterpiciune. Într-o farfurie sare în apă și spune versul 22, împlinirea imediat. Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta după cuvântul pe care rostise Domnul. Vedeți, se mai fac și acum minuni uneori. Și pe moment, după ce cad oamenii pe jos, se ridică și spune, mă simt bine. Dar dacă îl întreb pe două zile, cum te simți? Iar iau tratament. Ei, când a vindecat Elisei apele astea, și dacă mergem noi acum în Țara Sfântă și mai curge pârâul ăla, putem bea apă din el. Că s-a rezolvat pentru totdeauna. O a doua prorocie minune. 3 cu 16. Pe front. Și a zis, așa vorbește Domnul. Faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă. Nu veți vedea nici vânt, nici ploaie și totuși valea aceasta se va umplea cu apă și veți bea voi, turmele voastre și vitele voastre. Și a continuat. Și asta e numai prima parte ce face Domnul. Domnul va da pe Moab în mâinile voastre și anume cum veți face, veți fărăma toate cetățile și de toate detaliile luptei. Când s-a împlinit? Și dimineața, versul 20, în clipa când se aducea jertfa, iată că a venit apă de pe drumul Edomului și s-a umplut țara de apă. Și în continuare a urmat războiul, după cum a spus prorocul Elisei. O prorocie minune. Acesta a fost Elisei, prorocul minunilor. Urmărim o altă prorocie. Capitolul 4, cu 42.
prima înmulțire a pâinilor în Biblie. Elisei a zis, dă oamenilor acestora să mănânce. Și slujitorul s-a răspuns, cum să pot să dau la 100 de inși? Dar Elisei a răspuns, dă oamenilor să mănânce, căci așa vorbește Domnul. Vor mânca și va mai rămânea. Ca la Domnul Iisus în pustie. Și-au mâncat și-a mai rămas. Și versetul 44, împlinirea. Atunci le-a pus pâinile înainte și-au mâncat și le-a mai și rămas, după cuvântul Domnului. Iată cum minunile aveau loc în urma prorociilor sale. O altă prorocie care a provocat o minune. Capitolul 5. E vorba de vindecarea lui Naaman. 5:10. Nu scrie exact aici expresia așa vorbește Domnul, dar am dedus din 5:8 unde spune lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel, că și aici a fost un cuvânt din partea Domnului. 5:10, du-te, scaldă de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Știți că s-a dus și așa s-a și întâmplat în versetul 14, carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. O altă prorocie minune, întoarceți-o foaie, capitolul 7, versetul 1, Elisei a zis, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul, mâine, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de ors cu un siclu. Și a anexat ceva la prorocia asta, după ce călărețul a spus, chiar dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer. Și el se i-a zis, partea finală a versetului 2, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. Ce prorocie, câtă credință îți trebuie aici, să fie cetatea înconjurată de armată străină, să fie o foamete groasnică în țară, încât părinții să-și mănânce copiii și să prorocești mâine la ora asta. Așa va fi în țară, așa va fi prețul vieții. Și călărețul ăsta mai vorbește așa fără el, fără cap, sau cu mintea lui de om, și spune, uite ce se va întâmpla ție, tu vei vedea, dar nu vei gusta din ele. Și știți, spune Biblia aici, citim în versetul 16, poporul a ieșit, a jefuit tabăra și s-a vândut o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de ors cu un siclu, după cuvântul Domnului. Rețineți cum cunoaște Dumnezeu lucrurile dinainte. Cât de mare, cu cât de mare exactitate ar putea proroci Dumnezeu. Să spune exact, te duci mâine la piață și ții o mașină așa, la prețul acesta. Dar unul să spună, nu se poate, nici dacă faci Dumnezeu ferestre în cer, să-i spună, tu ți-o cumperi, dar nu umbli cu ea. Ei, n-ar vrea nimeni să se spună asta. Dacă am așa ceva, i-a spus de asta. Știți ce spune versetele mai departe? Într-adevăr, 20, așa i s-a și întâmplat, a fost călcat în picioare la poartă de popor și a murit. Mai sunt câteva minuni, dar despre care nu spune exact că a fost prorocie sau numai cuvântul lui Elisei. Eu vi le prezint așa cum apar ele. 4:3, înmulțirea unde lemnului. Și el a zis, nu scrie aici că a zis așa vorbește Domnul sau că a zis de la el, nu știu. Și el a zis, du-te și cere vase de la toți vecinii și dumneavoastră știți cum a fost cu înmulțirea unde lemnului. Cum a curs, câte vase au fost. Și s-a împlinit, cum a spus Elisei. O altă minune, tot în capitolul 4, întoarceți pagina, 4:13. Și Elisei a zis lui Gehazi, spune, iată pentru noi, vorbește de sunamită, tu ți-ai făcut toată turburarea aceasta. Noi ce putem face pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpetenii oștiri? I-a răspuns, eu locuiesc liniștit în mijlocul poporului meu. Și el a zis, ce să fac pentru ea? Gehazi a răspuns, ea n-are fiu și bărbatul este bătrân. Versetul 16, Elisei a zis, la anul pe vremea aceasta vei ține în brațe un fiu. Femeia a rămas însărcinată, versetul 17, cum îi spusese Elisei? Considerați cum vreți dumneavoastră. Și asta a fost o prorocie? Normal că a fost o prorocie. Dar nu scrie exact că așa vorbește Domnul. O altă minune, 4
cu 40, omului lui Dumnezeu, moartea este oală. Și n-au putut să mănânce. El i-a zis, luați făină. Dă oamenilor apoi să mănânce și nu mai era nimic vătămător în oală. Ce minuni făcea Elisei, cu sare și cu făină. O altă minune, capitolul 6, au plecat aici să taie lemne, să-și lărgească locuința. Și unul se plânge și spune, mi-a căzut fierul de la secure în apă. Versetul 6, omul Dumnezeu a zis, unde a căzut? Și a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și fierul de la secure a plutit pe apă. Cum parcă nu funcționa nicio lege a naturii în mod normal. Te scalzi în apă, te vindești de lepră. Bași făină în ciorbă, e bună de mâncare. Bași sare în apă, e bună de băut. Așa a fost folosit acest om de Dumnezeu și eu mai adaug o minune. Spune Biblia că și după ce a murit, a mai făcut o minune. 13:20. Elisei a murit și a fost îngropat. În anul următor au intrat în țară niște cete de moabiți. Pe când îngropa un om, iată că au zărit una din aceste cete și au aruncat pe omul acela în mormântul Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei, a înviat și s-a sculat în picioare. Și mort a mai făcut o minune. În viață a făcut mai multe. Cum s-a realizat aceasta? Vă las pe dumneavoastră să gândiți. Eu v-am citit doar ce e scris. Vreau să privim acum la alte prorocii ale lui Elisei. Prorocii și sfaturi. Știți, ce bine este când prorocul dă sfaturi care tot ca prorociile să se amene. Vă amintiți despre Balaam că a prorocit bine, dar a dat sfaturi rele? De exemplu, un predicator vorbește de la amvon. Dar când vorbește pe stradă, oamenii iau sfaturile lui ca și când a vorbit de la amvon. De aceea sfaturile, cuvintele unui om al lui Dumnezeu, cum a fost Elisei, trebuie să fie, cine vorbește, spune Petru, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, de asta nu numai de la amvon sau nu numai când zice așa vorbește Domnul, ci orice cuvânt să fie drez cu har și cu sare. Spune Biblia și în capitolul 8, versetul 1, Elisei a zis femeia cărui fiul înviase, scoală-te, du-te tu și casa ta și locuiește pentru o vreme unde vei putea, căci Domnul va trimite o foamete de 7 ani peste țară și foamete a și început. A fost prorocie, n-a fost prorocie, a fost numai un sfat. A fost un cuvânt rostit de Elisei, care a avut valoare. Spune 8:6, s-a întors înapoi și a primit toate veniturile din ziua când a părăsit țara până acum. A ascultat sfatul unui om al lui Dumnezeu. Vă amintiți că pe timpul lui David avea un sfeș numit Ahitofel și până nu s-a strica, ce spunea Ahitofel era valabil ca și cum ar fi spus un proroc. Vom avea noi acea valoare ca oamenii să asculte sfaturile noastre în orice vreme și ascultându-le să se întâmple bine de ei? A prorocit aici în capitolul 8 fiind 8:8. Împăratul a zis lui Hazael, ia cu tine un dar și du-te înainte omului Dumnezeu. Întreabă-l prin el pe Domnul și zi, mă voi tămădui de boala aceasta? Deci, era și atunci să mergi la un proroc să întrebi pentru un bolnav, se vindecă, nu se vindecă. Să întrebi pentru o cauză, cum le numim noi. Hazael s-a dus înaintea lui Elisei, luând cu el un dar, tot ce era mai bun în Damasc, 40 de cămile încărcate. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a spus, fiul tău Ben-Hadad, împăratul Siriei, mă întrimite la tine să te întreb, mă voi tămădui de boala aceasta? Elisei a răspuns, du-te și spune-i, te vei tămădui, măcar că Domnul mi-a descoperit că va muri. Iar e curios, nu? De ce eu fi spus așa? Să nu mai necăjească dacă tot moare? Vă amintesc ceva în urmă și o să pricepem mai ușor. În capitolul 2, întoarceți puțin. 2:16.
I-au spus fiii prorocilor, iată că între slujitorii tăi sunt 50 de oameni viteși. Vrei să se ducă să caute pe stăpânul tău? Poate că Duhul Domnului l-a aruncat pe vreun munte sau în vreo vale. Și el a spus, nu-i trimiteți. Dar i-au stăruit multă vreme de el și a spus, trimiteți-i. Au trimis pe cei 50 de oameni care au căutat pe Elie 3 zile și nu l-au găsit. Când s-au întors la Elisei, la Erihon, le-a zis, nu v-am spus să nu vă duceți? Păi ei putea să spună, dar nu ne-ai spus că să ne ducem. Nu aia are valoare, ci v-am spus prima dată. Dacă voi insistați nebunește, duceți-vă. Ce a spus Mica? Să mă duc la război? Du-te! Deci prorocii uneori, dacă vrea neapărat să faci un lucru, spunea fel. Dar nu asta era voia Domnului. Du-te, spune că se va tămădui, dar să știi că Domnul a descoperit că va muri. Probabil nu mai era cazul acel bolnav, muribund, să-i mai spună că tot nu mai repara nimic. Să-l lase să moară liniștit. Dar pentru el să știe că Domnul cunoaște dacă cineva se vindecă sau nu se mai vindecă, i-a spus adevărul. Și în 8:15 s-a și împlinit că a doua zi a și murit. O altă formă de prorocie, 9:1. Elisei a chemat pe unul din fiii prorocilor și a zis, încinge-ți mijlocul, ia cu tine sticluța aceasta cu un de lemn și du-te la Ramot la Galat. Când vei ajunge acolo, să ungi pe Iehu. Știți, și la Naaman, n-a mers el, a trimis pe un sol. Probabil așa instruia pe prorocii ăștia. Să trimiți prorocia printr-un sol. Dar tot un proroc. Nu știu dacă acum se obișnuiește așa ceva, dar uitați, în Biblie întâlnim situații de genul acesta mai multe. Și pe timpul lui Ilie întâlnim. Vreau să privim acum la altceva, rugăciunile lui Elisei. Vedeți, prorocia se leagă de slujbele sfinte. În 3:15, acolo când a fost pe front, citim că în timp ce cânta a venit Duhul Domnului peste el. Dar de asemenea prorocul a fost și un om al rugăciunii. Citim în capitolul 4, de la versetul 33, Elisei a intrat. Aici solul n-a fost suficient. A trimis solul înainte să învie copilul, dar nu l-a putut învia. Deci se pare că solul e bun să ducă un mesaj, dar nu neapărat să facă toate lucrurile. Și Domnul a trimis pe ucenici să facă anumite lucruri, dar nu se rezolve totul. L-au așteptat niște părinți, au spus ucenicii tăi, n-au putut. Deci așa e la ucenicie. Te trimite să faci un lucru, poate îl poți, poate nu-l poți. Dar e bine dacă ai un învățător bun în urmă, că vine și face el. 4:33. Elisei a intrat, a închis ușa după ei amândoi și s-a rugat Domnului. S-a rugat mai mult, versetul 35 iară, până când copilul a strănutat de 7 ori și a deschis ochii. La rugăciunea lui Dumnezeu a înviat acest copil. Un alt aspect al rugăciunii, foarte frumos, capitolul 6, aici e rugăciune pentru vedere și orbire. 6:16. Slujitorul se temea că i-au înconjurat sirienii și spune, nu te teme că sunt mai mulți cu noi decât cu ei. Elisei s-a rugat și a spus, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai și de cară de foc în prejurul lui Elisei. Rețineți care e statutul și situația ochilor noștri. La o rugăciune i s-a deschis ochii peste normal, să vadă și în lumea spirituală. Au venit acum sirienii și se roagă Elisei tot pentru ochi. Numai cu ochii a avut treabă la rugăciunile astea. 6:18. A făcut următoarea rugăciune către Domnul. Lovește, rogu-te, pe poporul acesta cu orbire. Nu cred că i-a lăsat în întunecime deloc să se calce pe picioare, să-i ducă Elisei și Ghehazi de mână. Numai la ăștia le-a redus capacitatea de vedere și le-a umblat și minte puțin. Să vadă altfel. Apoi puțin mai departe, citim în 6:20, când au intrat în Samaria, le-a zis, Doamne, deschide ochii omului acestora, atunci iară se deschide la normal. Și Domnul le-a deschis ochii și au văzut că erau în mijlocul Samariei. Rugăciuni pentru ochi. Ba să vadă mai bine, ba să vadă mai rău. Trebuia tot să le modifice numărul de la ochelari. Când vedeau mai bine, când mai slab.
Dar vedeți ce rugăciuni scurte la obiect. Oamenii care trăiesc cu Dumnezeu, nu trebuie să spun o poveste lungă. Dacă cineva nu-ți cunoaște povestea ta și vine să spună ceva, păi până se prezintă cine e, până stai să spui povestea vieții mele. Și de-abia în final poate să spun o frază care de fapt o dorește. Dar dacă e vorba de unul lângă tine la care știi toată povestea, trebuie să ți-o mai spună toată? Spune-mă atât ce vrea. Așa e oamenii care trăiesc cu Dumnezeu. Nu trebuie să spună toată povestea. Spune numai exact ce interesează. Pentru că ei sunt aproape de Domnul și se cunosc unul pe altul. Așa să ne ajute Dumnezeu să fim. Și mai vedem acum două aspecte și am încheiat. Elisei a făcut foarte multe minuni, dar oamenii aceștia care fac minuni, știți, Moise a făcut minuni pentru Israel, dar pentru egipteni au fost pedepse. Prin Pavel s-au făcut minuni, dar fiind vorba de ochi, Pavel a dat și pedepse. Chiar pentru cu orbire. Și să știți că și Elisei a pedepsit. Odată în capitolul 2, cu 24 copii, i-a blestemat și doi urși i-au mâncat, 42 de copii. Și apoi mai târziu, în capitolul 5, de la versetul 27, citim doar esența, lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei plin de lepra al ca zăpada. Să știți că în Biblie spune binecuvântați și nu blestemați, că există și posibilitatea să blasteme un om al lui Dumnezeu. Și acel lucru se adeverește. De aceea spuneau și despre Balaam, ce binecuvintezi tu, e în regulă, dar ce blastem? Deci să te ferești de a pronunța un om al lui Dumnezeu o sentință împotriva ta. Pavel a dat pe unul pe mâna satanei, dar să știi că aia nu a fost o vorbă în vânt. A l-a s-o prezentat ofițerul și l-a luat urgent în primire. Pavel avea un rang, Elisei avea poate cel mai mare rang în Israel la ora aia. Și când spunea un verdict, fie că era în bine, fie că era în rău, se împlinea pe loc. Și, în sfârșit, alte aspecte ale vieții lui Elisei. Citim în capitolul 3 că zice Elisei aici pe front, 3 cu 13, Elisei zice împăratul lui Israel, ce am a face cu tine? Du-te la prorocii tatălui tău și la prorocii mamei tale. Versetul 14, viu este Domnul lui Israel, a cărui Domnul oștilor, cărui slujitor sunt, că dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, pe tine nu te-aș băga în seamă, nici nu m-aș uita la tine. Ei, eu nu îndemn pe proroci să facă așa, dar să știți că cel credincios, omului Dumnezeu, are un drept înaintea Domnului. Când un om credincios merge să întrebe pe Domnul, un proroc altfel își pune inima pentru el. Unii au interdicție la Dumnezeu, una nu putea să-L întrebe. Noi avem niște haruri speciale. Și Elisei așa i-a spus pe față aici la împărat, tu, du-te la prorocii tăi, ce cauza aici la mine? Dar Iosafat avea drept să întrebe pe Domnul prin acest proroc al său, este dreptul celui credincios. Apoi în capitolul 6, în capitolul 4 mai întâi, când a înmulțit un de lemn pentru această femeie, știi ce spune în versetul 1? Robul tău, bărbatul meu, se temea de Domnul și de aceea Elisei a ajutat-o. Știți că și Ezechia s-a rugat Domnului, Doamne, adu-ți aminte cum am fost și Domnul a ascultat? Deci noi slujim Domnul și altul își face de cap. Și când este rău, nicio problemă, strigăm amândoi la Domnul și chit pe chit, nu? Domnul ține cont de credincioșia fiecăruia și în momentele de criză îi răsplătește fiecăruia după fapta lui. Apoi citim și în capitolul 6, versetul 10. Elisei dădea niște informații lui Israel. Nu era împăratul cum trebuie, de aia zice Elisei, dacă te-aș avea în vedere pe tine, te-aș lăsa în pace. Dar Israel, pentru că în Israel erau anumiți oameni al lui Dumnezeu, Domnul prin Elisei le dădea informații utile pentru război. Pentru noi, pentru că suntem poporul Domnului, Dumnezeu ne oferă informații prin prorocie. Și asta nu-i ceva de neglijat. Lumea nu știe ce se întâmplă cu ei, dar noi știm. Dacă ești credincios, ai drept la Domnul să-ți descopere. Dacă suntem poporul Domnului, avem un har ca Domnul să ne aducă informații utile și Domnul să ni le dăruiască.
Și de asemenea, în 6:32, pentru tine ca proroc, știți, a venit trimis împăratului să-i taie capul. Imediat Domnul a făcut de cunoscut la Elisei, vezi că acesta vine, și l-a pus opriți la ușă. Deci pentru ai săi, fie că e vorba de proroc, fie e vorba că de unul individual care se duce la proroc, fie că e vorba de popor, Domnul are haruri pentru ei. Însă, nu înseamnă că dacă cineva este un om al lui Dumnezeu, chiar de talia lui Elisei, neapărat să le cunoască pe toate. Știți, când a murit copilul Sunamitei, Domnul i-a ascuns, cel puțin până la o vreme, și nu i-a descoperit lui Elisei. Apoi, când a venit Naaman, se pare că a auzit Elisei că a venit Naaman. Nu ne-a descoperit Dumnezeu pe direct, cel puțin într-o primă fază. Deci Dumnezeu alege când îi se descoperă un proroc și ce îi spune și ce nu îi spune. Dumnezeu are și secrete. Cât despre ziua aceea, nu știe nici cu tare, nici cu tare. Cât despre cartea Apocalipsei, spune eu Daniel, astea sunt pecetruite, Daniele, tu ești prea iubit și scump, uite cât îți explic. Dar unele nu ți le explic, ale las pentru Ioan mai târziu. Oricum, Dumnezeu ne descoperă ce ne e necesar, ce ne este util, dar are lucruri care le păstrează ca secrete ale sale, după cum facem și părinții cu copiii, până la vremea când sunt maturi pentru a primi informațiile necesare. Să încheiem cu două precizări. Vedeți, eu am spus la rând minunile lui Elisei și poate v-ați și plictisit unii enumerându-le. Înmulțirea undelemnului, lemnului, înmulțirea pâinilor. În capitolul 8, de aici din doi împărați, spune Biblia de la versetul 4. Împăratul lui Israel stătea de vorbă cu Gehazi, slujitorul omului Dumnezeu, și zicea: istorisește-mi, te rog, toate lucrările mari pe care le-a făcut Elisei. Pentru noi, minunile astea făcute prin Elisei, ce sunt? Istorie sau Biblie? Vă spuneam că și copiii știau, mare proroc în Israel. Și copiii în general știu minunile acestea făcute săvârșite Domnul prin Elisei. Dar astea ce valoare au pentru noi? Așa, o valoare de poveste sau o valoare prezentă, că Dumnezeu și astăzi lucrează? Când am fost pe moartea Elisei, spune în 13:14, Ioas, împăratul lui Israel, s-a pogorât la el și a plâns pe fața lui și a spus: părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Știți cine a mai spus expresia asta? Elisei, când s-a dus Ilie la cer, dar a mai rămas călărimea cu împăratul mai departe. N-a mai rămas. Că la împărat îi plăcea să audă povestea asta, dar el cu călărimea și cu cai ăștia n-avea nimic de a face. El nu mai plăcea să audă ce-a fost în căruță. Ce vor rămâne lucrările acestea pentru noi? Suntem pentecostale. Hai să punem aplicația practică. Vom povesti și noi ce au proroșit alții până acum? Părinții noștri, părinte, părinte, carul lui Zdraiș, călărimea lui, ce-a fost la noi. Dar acum ce mai? E istorie sau realitate pentru noi mai departe? Aceste minuni, nu neapărat generale ca pe timpul lui Moise, pe timpul apostolilor, dar așa particulare ca pe timpul lui Elisei, Domnul să ne le dea din nou. Dar asta presupune să rămâi fidel chemării, să te încadrezi în ucenicie și să ai un cuvânt cu valoare profetică, să trăiești ca un om al lui Dumnezeu așa cum a trăit el. Și un alt aspect, dacă vreți să fie continuate aceste lucruri și să nu rămână doar istorie pentru noi, atunci haideți să vedem care e rolul ucenicului în continuarea lucrării. Noi spunem, Moise a fost de nota 10, că și-a pregătit pe Elisei, pe Iosua. Ilie a fost om, și-a pregătit pe Elisei. De ce nu și-a pregătit și Iosua și Elisei? De aceea Elisei nu a avut tot timpul slujitor cu el, cum a avut Ilie. Dar s-a ridicat Gehazi la înălțimea lui Elisei? Când a zis Ilie el către Elisei, ție ce-ți trebuie? A spus, de două ori putere, dublă măsură. Dar Gehazi ce-a vrut? Și-a zis către Naaman, hai dă-mi și mie din grămada asta mare. Vedeți, rolul ucenicului, Domnul vrea să-și continue lucrarea, să-și ducă mai departe calul și călărimea și să-și continue lucrarea și să ne poarte în carul lui de biruință să facă lucrări. Dar noi ca ucenici ce facem? Care e rolul ucenicului? La cine se lasă Elisei? La Gehazi n-a avut cui, i-a lăsat lepra lui Naaman. Dacă vrei banii lui și boala lui, nu? Acum ori tot, ori nimic.
Când a fost vorba de împărat, știm aici în capitolul 13, Elisei a zis, ia un ar și trage săgeți. Știți când a zis asta? Când a întrebat împăratul că unde e carul și călărimea? Unde e? Ia săgeți, să vedem. Să vedem unde e carul. Ia săgeți și trage. Încordează arcul cu mâna mea. Și după ce l-a încordat cu mâna lui Elisei, se arăte la împărat, auzi, pune mâna așa, vezi cum pun eu, uite așa, fă ca mine. Și a pus mâinile peste mâinile împăratului, au și a pus mâinile pe el, numai că n-a avut pe cine. Că Elisei și le-a pus mai departe. Și a deschis de fereastra și a prăsărit și a deschis-o. Elisei a spus, trage și a tras. Elisei a zis, aceasta e o săgeată de izbăvire din partea Domnului, o săgeată de izbăvire împotriva sirienilor, vei bate pe sirieni la fec până vei nimici. Elisei mi-a zis, ia săgeți. Și a luat Elisei împăratului lui Israel, lovește în pământ. Și a lovit de 3 ori, apoi s-a oprit. Cam așa merge lucrarea cu unii ucenici. Mai dau de 2-3 ori și rămâne carul pe pană. Domnul să aprindă râvna în noi. O râvnă cum a avut Elisei, cum au avut sfinții lui Dumnezeu. Ca această lucrare a lui Dumnezeu să meargă mai departe. Să nu rămânem la ce a fost și să ne pricepem să povestim, să ne pricepem să ducem mai departe lucrarea. Să știți, la nivel de proroci, stăm cam slab. Eu nu zic că nu sunt prorocii, dar vrem ceva mai temeinic. Că mâine se întâmplă ceva sau că uite pe atunci și atunci și așa și așa. Vrem lucrările lui Dumnezeu. Am slăbit și ca predicatori, am slăbit și ca proroci, că nici fiii lui Core nu-s departe de noi, ăștia cu cântările. Am slăbit toți. Domnul să ne trezească și să vină Duhul Domnului peste noi toți, ca aceste lucrări să fie reale. Dar asta nu se poate numai dacă avem o râvnă deosebită. Decât dacă ești numai în veghere. Dacă te dăruiești lui Dumnezeu așa cu zi, cu noapte, cu trup și suflet, cu toată puterea ta, cu tot ceea ce ai. Păi a făcut Domnul minune, a făcut, dar toată noaptea stătea în rugăciune, au făcut apostolii. Da, dar au spus acum, ne dedicăm pentru așa ceva? A făcut Elisei, dar nu l-a bătut gândul ca pe Gehazi, ca pe acest împărat. Îi plăcea și lui să audă poveștile, să meargă la Elisei, să se plângă, dar când a fost vorba să activeze, s-a împotmolit. Domnul să ne pornească la drum și să mergem cu toată râvna înainte. Știți, a spus în timpul Domnului Iisus, își doreau ei să vină Duhul lui Ilie peste careva. Și a spus Domnul Iisus, măi, Duhul lui Ilie a și venit peste unul, dar voi nu l-ați cunoscut. Mai întâi a venit Duhul lui Ilie peste Elisei, după asta a venit peste Ioan Botezătorul, dar lor tot nu le se părea în regulă. Așa a fost și Ioan Botezătorul, un om cu o râvnă deosebit, cu o pornire în lucrul Domnului întru totul. Însă, acum repet și închei, predicator mai puțin îi vezi, care să stăruiască în cuvânt, cum îi spune Pavel lui Timotei, proroși mai puțin care să stea acolo cu plați la turnul lor și să aștepte și să stea înaintea Domnului, să-și facă școala de ucenicie. Poate și cântăreții urmează aceeași linie, Domnul să nu ne lase să cădem în formalități și Domnul să ne țină treji și să-și facă minunile între noi. Dumnezeu dorește ca aceste profeții, aceste minuni să se manifeste și astăzi. Domnul dorește ca Elisei să aibă urmași, carul și călărimea aceasta lui Israel, părinții noștri, să aibă copii. Și după cum Elisei a avut un părinte, el a devenit părinte, numai că copiii n-au fost, cum spune Biblia despre copiii lui Samuel, că nu s-au ridicat la înălțimea tatălui lor. A fost de vină Samuel? Nu l-au mai urmat ei într-o totul pe Samuel. Au avut exemplu în față. Și ceea ce întâlnim acum, această rupere a tinerilor de bătrâni. Cum poți să urmezi un bătrân pe care îl descalifici și spui bătrânii? O să poți să-l urmezi? Nu se poate. Numai dacă l-apreciezi, o să-l urmezi. Dar dacă de cum a trecut s-a început să cărunțească, din fericire și eu, imediat i-ai descalificat. Bătrânii, cum o să urmăm atunci ce au avut
înaintașii noștri, dacă noi nici măcar nu-i apreciem și nu-i slujim și nu-i urmăm întru totul, până când închid ochii, Domnul să aprindă flacăra în noi mai departe și să ne păstreze într-o strânsă legătură pe cei tineri cu cei bătrâni. Unul care vrea să ajungă, un om al lui Dumnezeu într-un anumit domeniu, ar trebui să stea lângă un bătrân până moare și ultima mișcare din ochi să-i o fure, ca să învețe meserie. Dar așa de unul singur nu se prea poate. Fără Dumnezeu, fără înaintașii noștri, nu putem să facem mare lucru. Dumnezeu vrea să-și continuă lucrarea, numai să aibă cu cine și să dea Domnul cu noi să o poată face. Amin. Vom cânta acum, după care ne vom ruga. Știți, care a spus duminica și la amiaz, a trebuit să mă rog de dumneavoastră ca de Dumnezeu să vă rugați. Dar după ce ne-am lamentat noi și ne-am tot târguit așa la vreo trei rugăciuni, tot ne-am pus pe genunchi de probă și iar ne-am sculat, până la urmă v-ați putut ruga cum trebuie. Acum mai facem iară vreo trei rugăciuni de probă și după aia ne rugăm cum trebuie. Hai să cântăm și după aia ne rugăm cum trebuie. Acum vorbim de proroci, că Elisei s-a rugat, pe învia copilul să intre în casă să spună, hai, scoală-te sus. Putea să dea cu bâta pe el, era mort. A fost rugăciune. Domnul să aprindă noi un duc de rugăciune. Deci cântăm și apoi ne rugăm.